Te salut, dragul meu prieten. Am un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu pentru tine. Și aș vrea să-ți citesc din cartea profetului Iona câteva cuvinte și te rog să fii atent. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților. Am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate balurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu. M-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idoli, de idolii deșerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care ți le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Dragul meu prieten, poate că la fel ca și Iona, apele acestei vieți, necazurile, problemele te-au acoperit așa cum l-a acoperit pe el la propriu apa. Fiind în burta unui pește mare, fiind timp de 3 zile acolo, a strigat la Dumnezeu. Iona era un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat o poruncă să se ducă în cetatea Ninive și să vestească ce are Domnul să le spună. Dar Iona s-a încăpățânat și s-a suit pe o corabie și a luat-o într-un drum cu totul și cu totul diferit de cel pe care Dumnezeu i-l-a spus să-l facă. Și pentru că s-a pus împotriva lui Dumnezeu, iată că pe marea aceea, unde corabia lui plutea, s-a stârnit o mare furtună și oamenii disperați au început să se roage fiecare la Dumnezeul lui. Bineînțeles că Iona stătea liniștit. Era undeva la subsolul acestei corăbii și oamenii au venit și l-au trezit: tu de ce stai nepăsător și dormi, că noi ne dăm de mama focului aici și ne dăm viețile, pentru că nu știm ce se întâmplă și nu mai putem să salvăm situația. Haidem să tragem la sorți, au spus ei, să vedem pe cine va cădea sorțul. Și pe acela pe care va cădea sorțul înseamnă că acela este vinovat și din pricina lui a venit peste noi această nenorocire. Și când au tras la sorț, sorțul a căzut pe Iona. Și Iona a recunoscut și a spus: eu sunt un om al lui Dumnezeu. Mă închin Dumnezeului cerului și al pământului. Și da, din pricina mea a venit peste voi această nenorocire. Aruncați-mă în mare și această furtună se va opri. Bineînțeles că n-au avut încotro și l-au aruncat pe Iona în mare. Un mare pește a venit și l-a înghițit pe Iona. Și Iona a stat timp de 3 zile în pântecele acestui pește. Și de acolo, din pântecele acestui pește, spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iona că el a strigat către Domnul Dumnezeu. Poate că și tu, la figurat, ești înghițit de un astfel de pește mare, care prefigurează o problemă mare din viața ta, un necaz, o suferință. Și poate că, la fel ca și el, în disperare, ai ajuns să-ți ridici privirea către cer și să te uiți către Dumnezeu. Aș vrea să spun, dragul meu prieten, că încă mai există o salvare pentru tine și încă mai există o scăpare. De acolo, din gura problemelor, din mijlocul nenorocirilor, de acolo, de unde bolile te-au împresurat și necazurile s-au bătut asupra ta cu toate, de acolo mai există o scăpare și o salvare. Biblia spune: când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. N-ai vrea să-ți aduci aminte și tu de Domnul? Tânjește sufletul în tine, omule, și are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
n-ai vrea să-ți aduci aminte de Domnul, ci să strigi către Domnul, căci iată, oamenii sunt neputincioși și iată, relațiile nu sunt atât de valoroase pe cât par și iată că banii pe care îi deții nu pot plăti sănătatea ta și nu pot aduce înapoi nopțile pierdute și anii pierduți fără de Dumnezeu. N-ai vrea să strigi la Domnul. Și acum a strigat și Iona. Spune că atunci când îmi tângea sufletul în mine, am strigat la Domnul. Și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Spune că atunci când apele l-au acoperit, când adâncul l-a învăluit, în inima munților, așa cum era el, pe fundul mării, a strigat la Domnul. Strigă și tu la Domnul, de acolo, din mijlocul necazurilor și problemelor tale. Strigă, căci Domnul Dumnezeu este gata să-ți vină în ajutor. El este încins cu adevărul, El este încins cu dreptate, El este încins cu neprihănire, El este încins cu putere. O putere pe care numai Domnul o are. Puterea cuvântului său de a zice și a se face. El spune și se face și lucrurile îl ascultă. Chiar și cele ce nu sunt, îl ascultă. Se aliniază ca și cum ar fi. Iau ființă și se îndeplinesc la cuvântul lui puternic. Așadar, dragul meu, în această zi, prietenul meu drag, strigă către Domnul. Eu astăzi mă voi duce la biserică să strig către Domnul. Mă voi duce să-i mulțumesc Domnului și să-L laud. Pentru că mi-aduc aminte că într-o zi, cândva, și eu eram la fel ca și Iona. Însă Domnul, în mila Lui, în dragostea Lui, în bunătatea Lui, s-a îndurat de mine și a dus aminte de legământul meu făcut cu El și nu m-a lăsat. Și astăzi, așa cum sărbătoresc românii de Sfântul Nicolae, eu îl sărbătoresc pe Hristos. Și pentru că mă cheamă Nicolae, spun lăudat și binecuvântat să fie Domnul, care mi-a dat posibilitatea să mă bucur în această zi și să mă veselesc în numele Lui cel Sfânt pentru îndurările Lui cele mari, pentru mila, bunătatea și dragostea cu care El m-a înconjurat atunci când mă împresuraseră legăturile morții, când eram robit în propriile mele patimi și vicii, când Satan mă ținea rob în adâncul păcatului meu. Acolo a venit Hristos și a întins mâna prin sângele Lui cel Sfânt, a rupt legăturile, m-a eliberat și m-a făcut un om nou. Astăzi sunt un Nicolae, dar un Nicolae mântuit, slăvit să fie Domnul. Așadar, te aștept astăzi la o seară de tineret, acolo unde voi participa împreună cu un grup de tineri și voi cânta și îl voi lăuda pe Domnul și voi striga la Domnul. Și te aștept, dacă ai o problemă, să vii să te rogi împreună cu mine, să strigi către Domnul. În strada Munții Gurghiului, numărul 55B, Biserica Penticostală Betel, din cartierul Crângaș, la ora 6:30 seara, te așteptăm cu dragă inimă, cu brațele deschise. Vino, căci acolo este Domnul împreună cu noi și te așteaptă. Să fii binecuvântat, suflet drag!